S-a mai discutat și cred că domnul Ștefureac, domnul Raymond Ștefureac, directorul INSCOP Research, vorbea despre posibilitatea ca PSD să candideze cu PNL în tandem la alegerile prezidențiale. Domnul Ciucă, candidat pentru președinte, și domnul Ciolacu, premier, în varianta aceasta. S-a mai întâmplat la alegeri. A luat Partidul Național Liberal în calcul astfel de strategie să candideze împreună cu Partidul Social Democrat? Nu. Nu a fost făcută în rândul Partidului Național Liberal o discuție serioasă pe tema asta. Și nu a fost făcută din motive strict de oportunitate. Această coaliție s-a constituit greu. Am avut electori și liberali vechi care ne-au criticat pentru că am făcut USL 2.0. Am avut oameni care au plecat din Partidul Orban, ne-a atacat pe povestea respectivă. Primul lucru a fost să vedem dacă această coaliție reușește să se înțeleagă și dacă reușește să elaboreze acele politici pentru care, practic, s-a creat coaliția, care să genereze stabilitate în contextul situației din Ucraina, în contextul crizei energetice, în contextul perioadei post-pandemie, în contextul posibilor alte crize care, mă rog, sunt anunțate, vehiculate, mai mult sau mai puțin argumentată. Iată că guvernul a trecut de câteva teste. Au fost multe probleme care au pus, practic, la îndoială solidaritatea guvernamentală, cheltuielile publice, investițiile statului în economie, ponderea măsurilor sociale, impozitarea globală, care avem acum, sau progresivă, taxa de solidaritate, mă rog, o serie de măsuri propuse de PSD, pensiile. Deci au fost o serie de lucruri pe care generalul Ciucă, ca președinte al Partidului Național și prim-ministru, a reușit să le depășească cu destul de mult tact și destul de mult pragmatism. Și PNL-ul și PSD-ul sunt două muștari. Eu cred că e prematur să discutăm despre o candidatură pe liste comune, pe care eu personal, da, vorbesc în numele și la Partidul Național Liberal, nu o văd posibilă. Eu cred că cele două partide vor candida separat. Fiind în coaliție, probabil că nu va exista, să zic așa, un război electoral pe față între ele. Și cred că la baza unei campanii pozitive, pe ce am guvernat împreună și pe ce am vrea să facem împreună, dar fiecare candidat separat, se pot crea premisele pentru o guvernare 2025-2028, tot de mare coaliție. Cred că asta este soluția cea mai bună pentru România, mai ales în contextul în care parte din crizele anunțate se vor materializa, iar altele vor dura. Criza energetică, bună oară, sunt premise pentru o anumită criză alimentară, alimentată și de conflictul din Ucraina. Anul 2024 va fi cumva anul în care se va trage linie. Cum guvernul a acționat în aceste situații de criză, de care aminteați și dumneavoastră? Și de ce susținere mai beneficiază? Cine beneficiază? Românii, multe se pot schimba până românii, în 2024. Deci, vedeți dumneavoastră, lupta în 2024 va fi între tendința de stabilitate, românii își doresc stabilitate, și anumite incitări populiste pe care fac anumite partide, atât pe stânga cât și pe dreapta. Funcție de maniera în care coaliția guvernamentală va reuși să asigure românilor sentimentul de stabilitate și de a-i convinge că s-au făcut lucrurile care se puteau face, nu obligatoriu toate, nu obligatoriu perfect. Actul de guvernare este un act uman, nu este mai presus de posibilitatea să faci greșeli. Multe din măsuri le iei pe previziuni. Dacă previziunea și datele care au stat la bază se modifică, pot exista anumite consecințe. Dar una peste alta, eu cred că românii vor stabilitate și cred că atât Partidul Național Liberal cât și Partidul Social Democrat vor rămâne principalele partide și după alegerile din 2024.